Incidentul s-a petrecut în dreptul unei stații Peco. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care mașina mortoare a pierdut sicriul, iar angajații firmei de pompe funebre au alergat disperați pentru a recupera coșciugul. Intersecție a ajuns imediat și un echipaj de la poliția locală Arad. Imaginile au apărut în mediul online, iar filmulețul a strâns peste 300.000 de vizualizări.